Locuitorii din Jedinec se plâng de drumurile proaste din oraș. Unii oameni au obosit să tot aștepte intervenția autorităților și au cârpit gropile din asfalt de pe strada Holocosta cu beton. Imaginile au fost postate pe internet. Oamenii se plâng că deplasarea pe drumurile din oraș este un adevărat chin, mai ales după ploi, când sunt nevoiți să încalțe galoși sau cizme din cauciuc. Очень плохо. Плохо, вот. Ямы там, где мы живем, там вообще болото до ушей. Обещали сделать, ничего не сделали. Мрау, щину видес. Дороги, естественно, со временем приходят в негодность, и за ними надо следить. Но я так смотрю, что в этом году немного по Единцам сделано. Președintele unei asociații obștești din oraș susține că autoritățile locale au uitat de nevoile oamenilor. Asta este un fel de, pentru noi, un strigăt de disperare, de un altă, că pentru ce mai achită taxele este pentru drumuri, pentru ce mai achită impozitele și ele, dacă cetățenii singuri își fac drumurile, că nu cer nimic cetățenii ieșit din comun, își cer și ei trebuie autoritățile singuri să îndeplinească, adică măcar un drum de calitate să fie. Mihail Zaim a mai declarat că autoritățile nu acceptă criticile sau plângerile făcute la adresa primăriei. Dacă puțin se adresează cu problemă sau sunt, sau critică puțin autoritățile, sunt blocați toți în Facebook, în Viber, care ca când sunt făcute grupuri pentru comunicare cu cetățenii. De cealaltă parte, edilul orașului susține că bugetul local nu dispune de suficientă resursă pentru a repara toate drumurile concomitent. Anual, primăria alocă până la 10 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor. Anul ăsta am investit pe foarte multe drumuri. Logica consilierilor, deci, este de a face drumurile începând cu centru spre periferie. În fiecare an avem minimum 7-10 milioane de lei pe care le reparăm. Nu pot să le faci toți odată. Populația vrea de obicei totodată. În fiecare an în Jedinec sunt reparate între 7 și 10 drumuri.